Bună dimineața, oameni mulți, acestea sunt Andy și bine v-am găsit la un episod. Nu vă uitați și nu vă lăsați spăcăliți de ziua asta însorită de afară, pentru că sunt minus grade afară acum. Bine, cred că sunt pe la zero pe undeva. Uitați aici și jegoșenia mea. A tot mers tata cu ea zilele ăștia și tata cu ce merge nu spală, așa că el nu spală niciodată mașinițul. N-ați văzut prea multe videoclipuri cu Vipera, pentru că în momentul de față nu avem culoarea trecută în certificat și trebuie să o trec înainte să fac ceva, pentru că altfel risc să mi se confiște certificatul de înmatriculare dacă sunt oprit de domnii polițiști care nu sunt binevoitori. Așa că nu o să merg prea mult cu ea, dar trebuie să merg să spăl droaga asta ordinară, pentru că asta e mai jupoasă decât ailaltă și nu numai pe exterior, și pe interior trebuie să bag măcar un pic aspiratorul în ea. Așa că astăzi am uitat, astăzi mergem cu ea să o spălăm. Agamea și pac, pac. Astăzi n-am pornit deloc, a pornit bine. Plus 0,5 grade, e bine. Și aici este jegoșenie. Acolo, acolo, pe aici, pe aici trebuie să băgăm un pic. Da, cred că n-am nicio cârpă la mine. Băgam aici pișoră și fără cârpe. Nu știu dacă am ce să fac. Am aici un urs, acolo niște hârtii, pe aici niște mizerie. Dar vezi, și un alt lucru pe care l-am pățit la mașina asta săptămâna trecută, nu, săptămâna asta, ca azi din duminică, am avut o problemă. M-am trezit cu ea că mi s-a prins antigelul în bord, coolant, pui mei, cum se numește, antigelul, oricum, eu așa zic, s-a prins antigelul, dar e exprimat prost. Mi s-a prins ăla cam nivelul la lichidul de răcire, adică la antigelul la minim. Și m-am uitat, într-adevăr, am pus vreo 2 litri de apă, că asta am avut atunci la îndemână, și până acasă i-am pierdut iarăși. Adică undeva într-o oră, ceva de genul o oră jumate, s-au dus iarăși 2 litri de apă și după cum mă așteptam, n-a fost pompa de apă, a fost un furtun care s-a rupt. Nu știu, un furtun de undeva de jos, genul din față de la radiator, și nu pierdea atât de mult, dar pica destul de mult, așa că a trebuit să mă duc să repar. Am revenit, nu suport, nu știu dacă voi aveți aceeași problemă ca și mine, dar de fiecare dată, mă rog, voi ca și mine, dacă aveți probleme la mașinile automate, de fiecare dată când o pornești și e nepornită de mult, e rece, gen, și toate cele, are tendința de a accelera greu, adică, gen, nu știu cum să vă explic, dă greu drumul cutia când o accelerezi, nu știu cum să explic asta, nu știu, 10 minute, gen, maxim, până se încălzește, are tendința asta să dea drumul mai greu în a întâia, cel puțin, nu știu. Am observat că toate automatele fac la fel. Bine, unele mai mult decât altele, dar toate în mare parte fac la fel. Așa, bine că am rezolvat problema cu furtunul de care vă ziceam mai devreme că s-a spart, pentru că fix la o zi sau două după, cred că chiar următoarea zi după ce am rezolvat problema, a venit și vântul ăla nebun de arctic, polar, de pe unde a fi venit el, cu temperaturi de minus 10-11 grade. Bine, nu știu dacă au fost minus 10-11 grade, dar sigur s-a simțit ca minus 10-11 grade. Și da, bine că am rezolvat-o și am băgat și antigel înapoi, pentru că altfel riscam să o dam în altele, de la o simplă chestie de furtun spart. Cine știe, să spargi blocul motor, nu știu, să spargi radiator, ceva, habar n-am, nu știu. Nici nu știu sincer ce se întâmplă dacă îngheață apa în motor, adică care sunt cauzele. Apa înghețând își mărește volumul, deci nu știu ce s-ar putea întâmpla. Oricum, de pornit nu pornește, asta e clar. Da, și nu știu, m-a costat foarte puțin, undeva la 100 de lei cu tot cu mâna de lucru, ceva genul, cu tot cu furtun, să zic așa, asta a fost mâna de lucru. Pui mei, na, s-a rezolvat, Doamne ajută, bine că n-a fost mai rău, bine că n-a fost pompa de apă mi se pare că era în jur de 400-500 de lei, dacă nu mă înșel, deci am scăpat relativ bine. Trebuie să mergem să spălăm mașina asta, v-am zis că nu am mai spălat-o de nu știu când. Bă, și alte probleme, sincer, cu mașinuța asta, cu 2.7-le asta, de când am luat-o, nu am. Mai am o problemă care a apărut acum, dar n-am avut timp Ovidiu să mi-o fac data trecută când am fost cu problema cu apa. Cred că O-ring, cred că așa se numește, nu știu sigur că nu mă pricep atât de bine la mecanică, dar la furtunul de la turbo, la returul de la turbo, mă rog, și care ar fi o garnitură, un O-ring, ceva care nu mai tanșează bine și cam pică puțin ulei pe acolo, pică jos sub mașină. Deci ăla ar trebui umbla la el. Și altceva, bă, fraților, probleme cu mașinuța asta până acum n-am avut. Bine, mă rog, nici nu am de foarte mult timp, dar am făcut aproape 10.000 de kilometri cu ea de când o am. Bine, nu numai eu, și eu, și tata, și mamă, ce aglomerație aici, să vedeți voi ce e în partea altă. Și eu și tata, mă rog, adonat, am făcut, cred că, 10.000 de kilometri, dacă nu mai bine, sincer. Și n-am avut probleme cu mașinuța până acum.
nu știu, am auzit totuși că zic că motoarele astea de 2.7 nu ar fi cele mai strălucite motoare de la Audi, dar nu știu, până acum cu aceasta n-am avut probleme. Am, nu știu, în mod normal, cum ar trebui să fie. Deci că ar fi mai nesănătoase așa un pic față de alea de 3.000 cel puțin. Diferența ar fi destul de mare între ele, la modul că astea nu sunt la fel de durabile ca alea de 3.000. În fine, nu știu. Momentan n-am avut alte probleme cu mașinuța. Cu consumul stăm relativ bine, zic eu. Adică mie mănâncă undeva la 10.30-11, cam cât a 7-le. Doar că mănâncă consumul ăsta și stat mult pe loc. Eu sunt genul acum, mai ales cu frigul care a fost și toate cele, mai ales nu poți să stai înăuntru, într-un restaurant ceva sau să-și fumești ăla. Petrec foarte mult timp în mașină, mai ales seara când ies. Și normal că marea majoritatea timpului stau cu motorul pornit, pentru că dacă nu stau cu motorul pornit, îngheț de frig. Deci și asta ar mai fi un lucru în plus la consum. Pentru că stai cu motorul pornit, normal că consumul crește. Uite ce repede vine ăsta cu ce mașină avea el. O, tata, mai ușor, grăbitule, unde te grăbești așa? Măi, domnule, măi, că și așa s-a mai lovit la unii astăzi cu alea. Da, taicu ăsta vrea să treacă sau ia o pauză aici? A, ce mișto, taicu nu vrea să treacă. Tare, tată. Și după aia ți-a permisul că era fix în dreptul trecerii de pietoni. Mișto. A, da, aici s-au lovit iarăși în dimineața asta. Doi băieți. Auto-l ce frumos are băiatul în fața mea, fără nicio semnalizare, niciun stres, nicio grijă, nici măcar nu se grăbește, n-are niciun stres. Da, deci deși au schimbat iarăși semafoarele astea, pentru că aici se făceau destul de multe accidente înainte. Bine, nu știu dacă de asta l-au schimbat, dar știu că l-au schimbat și îmi hrănesc toată chestia asta spunând că, bă, din cauza că se făceau accidente, l-au schimbat, las că e mai bine așa. Deși nici până acum nu știu de ce au schimbat, că durează foarte mult. Acum toți s-au lovit astăzi, trei. Au făcut un carambol, sau cum se zice, de trei mașini. Ăla cred că cel mai probabil a pus frână bruscă să se oprească, că era galben, și mai sunt câte unii care nu i-am văzut. Băi, frate, când văd galben la semafor, chiar dacă i-ar trece fără probleme semaforul, dau într-o frână de aia bruscă de se opresc la limită de mai, că trec în partea altă de semafor, dar ei vor să se oprească că e galben. Nici excesul ăsta de zel nu înțeleg, pentru că la carte scrie că trebuie să oprești în condiții de siguranță, nu în așa fel încât să te pupe ăla din spate în cur. În fine, și cred că la primul a făcut treaba asta, a dat în frâne foarte brusc, era unul mai bătrânel așa, al doilea începător a frânat, dar s-a oprit foarte aproape de el, și al treia, nu știu cum s-a nimerit, tot începător, n-a mai frânat, și-a dat în ăsta în al doilea, și al doilea a dat în primul, și a fost bum, 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 așa ca la popice. Bine, primul n-a avut aproape nimic. Al doilea a fost bușit în spate și ăla care a lovit din spate, ăla praf, bine, praf, mă rog, far, spoiler, capotă, aripă, tot ce se poate în față. Că a încercat un pic să levite, dar n-a mai avut timp. Da. Deci, tot se fac accidente și cu semafoarele astea. Așa că, sincer, eu nu văd rostul lor până la urmă. Dacă tot se fac accidente, mergem, îl luăm acum pe irlandezul, să-l punem un pic la treabă. Bine, nu-l punem la treabă, dar îl ținem cu noi, să spunem și noi draga asta ordinară. Și după aia mergem să ne răsplătim cu ceva de mâncărică, că mi-e fomică. Revenim cât de curând. Uite, fetele, mănâncă după sală un sandwich bun, sigur că da. Ce e acolo? Nimic. Cât de ceasă? 4, acum te trezici, este? Da, dă-și examene dimineață, sigur că da. Câte vă uși dimineață? 2. Doar atâta, hai să-ți iau bere. Hai că am venit și la spălătorie, cel puțin 3 mașini în fața noastră. E un pic de soare, deși e frig afară, toată lumea a venit să spele mașina. Cred că la aspiratoare nu cred că avem loc. Aspiratoarea e full pentru interior. Exteriorul este gata, arată și a mașina acum. Ce, bă? Au dat, am făcut aici. Nu știu că v-am arătat. Ce? Hai, bă, că nu e chiar așa frig. Pune una pe aspiratorul ăsta să te încălzești. Stai așa că nu știu unde mi-e ăla. Unde mi-e ăla, bă? Nu mai găsesc. Ah, ia uite, am găsit. Hai să-l băgăm. Wow! Dă-mi-l mie! Te murdărici, e? Băi, ține-mă-l aici! Merge! Gata, băieții, am făcut și curat în dragă. Nu pot să zic că e cea mai curată din lume, dar față de cum era înainte, arată și a mașină de data asta. Că vreunul nu-i curată mașina noastră. Dar la cât am stat în ea în ultimul timp și la cât am mâncat în ea, sincer, chiar merita așa o spălare. Am, haide că trebuie să mergem, că încurcăm aici băieții cu circulația. Că și răsplată vorba aia, mergem să ne hrănim cu ceva de aici, de la Maestro. Bă, surprinzător, nu e coadă ca seara aici, seara e coadă până aici.
Eu vreau să fie al meu, uitați băieți aici. Două cafe maestro, doi cronasticanți, un croissant, un șocolat și aici e mașinuța. Eu zic că am făcut treabă destul de bună cu ea. Ia uite. Hai mă, că față de cum arăta înainte, ieșea mașină. Hai să plecăm repede că n-am plătit parcarea pentru 2 minute și îmi ridic ăștia mașină. Mi-a mașina cu tot cu irlandezul. Trebuia să lasă mașina, bă, stai, zice, cu tot cu tine, nu mă dau mă jos, hai, 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 dacă ridicați, ridicați cu tot cu mine. Era și greu, ridice cu mine, hai. Nu mă dau jos. Și când te ridicau, te aruncai și după aici prin mașină, să, și după aia te văitai, au coastele, au. Bă, mare. Făceam petiții. Ce vă curăți, domne? Da, nu văd nimic. O luăm ușor așa. Și pentru că azi e Valentine's Day, ia uitați-vă ce am, avem aici. Pe, nu știu ce nume se pune în ăsta, Moș Martin. Cu o inimioară la cioacă și o cu o hârtie de trandafiri din săpun. Hai, salut! Noroc!